fii atent că m-a sfătuit George să nu vin la Rotterdam pentru că mă voi face de râs. Că vine la meci, luăm bătaie rău. Vine și... la meci, luăm bătaie și se face de râs. Și domnul Copos n-a venit. S-a terminat 1-1. După meci a vorbit cu mine. Și dacă Rapid vă elimină? Și răspunsul lui foarte arogant. Niciodată. M-am oprit în dreptul lui Ionel Ganea. Ai dat cu pumnul acolo? Era acolo și era, stătea așa cu capul sprijinit de, de spătarul din față, dormea. Și am vrut să-i dau un pumn în umăr, dar în beția mea... Ți-ai dat seama că s-ar putea să... Stai puțin! Salutare, rapidiști! Andia Mironoa aici, Giulești aici și avem episod nou de podcast, Podgrand, episodul 2 și nu că vreau să ne lăudăm prea tare, dar chiar avem invitați cu greutate. Ați văzut primul episod deja cu Daniel Pancu, ținem panta ascendentă și astăzi vorbim cu Răzvan Lucescu. Răzvan, te salut, bine ai revenit unde cândva pentru tine era acasă. Bună, da. Te vedeam cum ai intrat în Giulești, spuneai că e prima dată când vezi noul Giulești și te uitai așa, nu știu, nostalgic, curios. Singura dată de la plecarea mea de la Rapid din 2012, când am văzut Rapidul, a fost în noaptea aceea, la Buftea. Când Rapid a promovat, înainte de a juca, la Buftea, contra Universității Craiova, da. Într-adevăr, a trecut mult timp și intrând aici am avut așa o stare specială. Amintiri, legătura cu trecutul, legătura cu stadionul Giulești, cel de dinainte, atmosfera aceea fantastică la marile meciuri din cupele europene, la derbiuri. Vezi, în final... rămânem cu aceste memorii, cu aceste amintiri extraordinare. Și poate că așa e cel mai frumos. Da. Lucrurile mai puțin plăcute se șterg și rămân cele frumoase. Da, până la urmă asta ne face să fim ceea ce suntem astăzi, ceea ce s-a întâmplat pe parcurs, etape, mai ales că tu, când ai venit prima dată pe Giulești? Că avem acum un cântec în galerie de când am venit prima oară pe Giulești. Tu când ai venit prima dată pe Giulești? Eram copil. Am fost chiar fiind băiatul lui Mircea Lucescu, pe atunci jucător la Dinamo, în ultima parte a carierei lui la Dinamo, eu mergeam și pe Republicii. La cuplaje. La cuplaje, da. Sau nu neapărat la cuplaje, erau meciurile Rapidului dimineața la 11, când Rapid era în divizia B. Fiind prin apropiere, mergeam de multe ori la meciurile Rapidului. Eram impresionat cum, cred că absolut toată lumea a fost, toți copiii, de atmosfera creată de tribune. Cumva de mic. Și după aceea, mai târziu, am venit în Giulești, iarăși, la unele meciuri, atunci când aveam posibilitatea, pentru că iubeam fotbalul și îmi plăcea să văd fel de fel de meciuri. Și oricum ai fost aproape de fotbal din copilărie, dar prima ta vizită pe Giulești, Giuleștiul vechi, mă rog, mai ții minte când a fost? Asta spuneam, cred că aveam în jur de 12 ani, 13 ani pe Giulești. Eu am avut și o perioadă în care am stat la Hunedoara împreună cu familia. Deci a fost Republicii, am fost după aceea la Hunedoara și după aceea a fost Giulești. Frumoasă atmosferă, da. Și acolo la Hunedoara, da. Au promovat în Liga II. Îmi place să spun, pentru că trebuie să vorbim și dacă tot vorbim și de copilărie, place să spun că partea de copilărie este legată de Dinamo, pentru că tatăl meu era la Dinamo, mergeam acolo, mă duceam, dar partea de maturizare a mea, și cred că asta este lucrul cel mai important care rămâne cu adevărat în suflet, desprinderea de tată, creșterea ca om, este legată de Rapid.
jucător mai întâi, apoi conducător pentru... Jucător, conducător, antrenor și toată acea poveste frumoasă. Perioada care te-a călit, te-a făcut, probabil că te-a învățat o grămadă de lucruri, că erai foarte tânăr, cât aveai, 30 și... Am spus, datorez Rapidului trecerea mea de la băiatul Mircea Lucescu la Răzvan Lucescu. Spui de Mircea Lucescu și mă gândeam, evident, m-am documentat înainte de interviu, oricum să te documentezi pentru o discuție cu Răzvan Lucescu e ca și cum ți-ai face doctoratul, că ai spus atâtea lucruri și s-au întâmplat atâtea lucruri în viața ta. Dar de fiecare dată, în fiecare interviu, ai fost întrebat de Răzvan Lucescu până și acum, la 52-3 de ani, cred că ai. Nu știu, acum nu mai realizez, nu mai iau în considerare. Dar mult timp, da, întrebat de ce, de relația cu tatăl, faptul că ești Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu. Asta va rămâne întotdeauna, probabil și la 85 de ani voi fi întrebat. Pentru că sunt fiul lui Mircea Lucescu. Evident, mă gândesc că atunci când erai mai tânăr te deranja, simțeai presiunea aia? Era un fel de bullying, dacă vrei, mai că eram un copil generos și bun și îmi plăceau prieteniile și în general aveam grijă și de prieteni, dar tot timpul mi se amintea că școala o fac din datorită tatălui meu, mă ajută el prin relațiile pe care le are, examenele le-am luat așa. Fetele erau cu mine din interes, prietenii erau cu mine din interes, la fotbal nu-ți mai spun, că tot ceea ce făceam, făceam pentru că eram băiatul lui Mircea Lucescu. Dar asta cred că te ambiționa mai tare. Pe de o parte, da, însă nu este, să știi că nu este simplu, e un bullying în final și trăiești niște frustrări. Uite, acum vreo 2-3 luni am avut o discuție la Salonic într-o seară. M-a vizitat băiatul meu, a avut o treabă, s-a oprit la noi la acasă și am stat cu el de vorbă și el a deschis subiectul ăsta foarte delicat și mi-a zis: tu crezi că pentru mine și pentru Marilu, fata mea, crezi că e ușor să avem în spate un bunic cum este bunicul și pe tine care ai reușit și ai realizat, e o presiune imensă pe noi, din interiorul nostru. Și într-adevăr, așa este, îmi dau seama că prin asta am trecut și eu, dar mai ales faptul că am fost expus, fiind în lumea fotbalului și pe undeva în centrul atenției, a complicat foarte mult lucrurile și în adâncul sufletului au rămas frustrări importante. Dar încet, 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 încet am reușit să le depășesc și de asta spun că în final Rapidul m-a ajutat enorm. Pentru că aici eu am devenit Răzvan Lucescu, chiar dacă unii sau alții mai aduceau în discuție ideea cu băiatul lui Mircea Lucescu. Aici a dispărut sintagma junior din Lucescu, nu? Aici a dispărut junior din Lucescu, că multă vreme ți se spunea Lucescu junior. Nu, Lucescu junior probabil mi s-ar mai spune și acum și nu m-ar deranja asta. Nu Lucescu junior, băiatul lui Mircea Lucescu, totul e datorită lui. Chestia asta, cel puțin în interiorul meu, a dispărut și asta e cel mai important. Spuneai de copiii tăi. Și ei n-au avut presiunea publică, nu au fost sportivi, n-au fost foarte mult în vizorul jurnaliștilor, că până la urmă jurnaliștii mereu au accentuat toate aceste lucruri. Așa este, dar faptul că ne-au avut pe noi ca exemple și în fața lor, ajungând la un anumit nivel, a creat o presiune mare asupra lor. Da. Bun, perioada Rapid, ai jucat... Ca să rămânem... Marilu, fata mea, e total Rapid. Vorbeam zilele trecute de nepot care are 5 ani, că ar trebui să-l dea la fotbal undeva, la o academie, la un club. Rapid. N-a vrut să audă de nimic. De nimic, Rapid, doar Rapid. O primim pe ea cu băiețel, da. M-a bucurat foarte tare că... Până la urmă, ceva din...
nu știu, povestea aceasta mi se pare că la Rapid. Nu multă lume știe că Mircea Lucescu și-a făcut junioratul, a început fotbalul să joace la Rapid. Ar putea fi și asta o poveste. A fost și la Rapid, da. Putea fi o poveste așa, n-aș spune neapărat că se închide bucla, se continuă de fapt Mircea Lucescu cu acei ani la Rapid, după care venirea ta aici în Giulești și capitole, n-aș spune pagini de istorie, că sunt capitole de istorie pe care le-ai scris și tu, da. Peste ani, cum îl cheamă pe băiețel, să ține minte? Lucio. Lucio. Dar nu-l cheamă Lucescu. Lucio, el este o combinație între româncă și peruvian, pentru că soțul lui e din Peru, da. O să fie un jucător sud-american. Sper să aibă talent sud-american. Rămâne discuția asta peste ani. Da, o vom vedea. Viața e interesantă. Bun, ziceam că revenim la jucătorul Răzvan Lucescu aici în Giulești. Tu ți-ai jucat ultimul meci pe Giulești. Pe Giulești, da. Pe Giulești. Când, contra Argeșului. Când de fapt te retresesei, nu oficial. Uite, asta e o poveste foarte frumoasă. În vara acelui an era 2002, da, 2002, domnul Copos, aveam posibilitatea să mă duc la Astra ca jucător și domnul Copos, chiar începusem pregătirea cu Astra și domnul Copos m-a sunat și mi-a propus să mă numească vicepreședinte la Rapid. Vicepreședintele de atunci, că trebuie să explicăm bine, înseamnă directorul sportiv de astăzi. Cam asta era legătura mea. Trebuia să fac legătura între patron și echipă. De partea financiară se ocupa normal departamentul financiar, deciziile se luau ok împreună, le lua în final domnul Copos, dar toată relația aceea care trebuia să fie corectă, echilibrată dintre conducerea clubului și echipă, trebuia să, în primul rând, trebuia să o asigur eu. Și în final aveam 33 de ani și mi-am pus problema, zic, ce fac? Mă mai duc să joc fotbal, ce mai obțin jucând fotbal? La echipa națională nu voi mai ajunge, în străinătate nu voi putea să plec, mai joc un an ce, doar așa, ca să mă distrez. Poate că e mai bine să încerc să mă pregătesc viitorul. Cel puțin am această oportunitate, mă duc la un club la care am fost ca jucător și am fost apreciat, un club la care țin, încerc și văd ce o să iasă. Și am acceptat. Am acceptat, antrenor era Mircea Rednic, Nea Paul Cazan era și el prin staff. Am lucrat foarte bine, a fost un an foarte util, mi-a prins extraordinar, dar uite că am câștigat și campionatul. Pentru că eram imediat după terminarea carierei de jucător, n-am ieșit total din activitate și de fiecare dată, adică mai făceai antrenamente cu băieții? De fiecare dată când aveam posibilitatea, la sfârșitul programului, când echipa făcea seara antrenament sau după amiaza, mă dezbrăcam și făceam cu ei asta și pentru a întreține o atmosferă și pentru a crea o altfel de relație management-echipă. Că de foarte multe ori situația era, încordată. Ca să nu treci direct la costum, să te vadă ca pe nu, situația era acordată între echipă și management de-a lungul timpului. La Rapid așa a fost. N-a fost tot timpul lapte și miere, au fost multe situații complicate. Ei, și participând cu ei la antrenamente, au căpătat o altă încredere, încercam să rezolv toate problemele acelea care țineau de mine. Cu domnul Copos să-l conving să plătească contractele la timp. Nu neapărat să deschidă buzunarele, m-a lăsat să particip și la câteva negocieri, cum a fost la negocierea lui Vali Bădoi pentru a-l aduce la Rapid de la Bacău, dar până la urmă eram între Ciocan și Nicovală, pentru că Bacău vrea ceva, domnul Copos altceva, întotdeauna punea presiune pe mine și
am reușit cumva să-i aduc față în față. Eu lângă, dar ei să discute și să-și rezolve problema. Și s-a închis în 2 minute. O chestie care a durat vreo 3 săptămâni. Bun negociator. A fost o chestie, da. După aceea, asta spuneam, că rămânând și antrenându-mă cu ei, a apărut situația că cei doi portari, Dolha și nu mai știu cine Curcă? Era. Curcă. Curcă s-au accidentat. Și era Marinescu foarte tânăr, al treilea portar, iar Mircea Rănic a venit la mine și m-a întrebat dacă mi-asum să joc, pentru că are mai mare încredere în experiență. M-a văzut, eram la antrenamente, am și participat la un meci amical cu Ankara Gyuciu, pentru că și la momentul acela nu era, erau portarii pe la lot și Curcă iar avusese o chestie. Și uite așa am jucat meci oficial contra lui Argeș Pitești, am câștigat 1-0 în minutul 87-88, a dat, mi se pare, Vasile Maftei gol la o fază fixă. Dar a fost un meci important pentru că ăla ne-a ajutat să ne, meciul acela ne-a ajutat să ne desprindem de locul 2. Și cumva meciul ăla ți-a pus medalia de campion la gât oficial. Ok, ai fi fost campion cu Rapid și doar președinte, dar jucând în... Nu președinte. Vicepreședinte. Așa, jucând, ai fost campion cu medalie de jucător. Nu face greșeala de a nu îi respecta și pe ceilalți care au participat, pentru că am învățat un lucru în toți acești ani. O echipă de fotbal, doar de fotbal, nu poate câștiga un campionat. Dacă nu este echipa din spatele echipei, care să lucreze perfect. Să mențină liniște, din toate, echilibru. Din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere, trebuie o unitate, o forță colectivă extraordinare. Și aici, când zic unitate, mă refer la echipa de fotbal cu managementul, toți în aceeași direcție, toți să-și facă treaba la maximum. Când vorbim de treabă la jucător, jucătorul să fie implicat la maximum. Vorbim de cei din spate, de la birouri, trebuie să fie implicați la maximum. Spatele unei echipe trebuie să fie cealaltă echipă care să lucreze perfect. Asta am învățat în acești ani de antrenorat, experiențe și în afară. Toată lumea trebuie să lucreze perfect. Nu poate echipa pe teren să câștige un campionat. Nu poate. Dacă nu are în spate o altă echipă unită, care să-și facă 100% treaba profesionist și să, din toate punctele de vedere, să susțină echipa de pe teren. E foarte delicată situația, problema. Plecând de la situația financiară, de la a susține toate problemele pe care un jucător le are cu familia, la relația cu mass media, la ceea ce apare în mass media, pentru că toate au un efect, fie negativ, fie pozitiv, depinde cum sunt prezentate și atunci lumea, clubul trebuie să știe să reacționeze. Cei care trebuie să asigure situația financiară corectă la un club pe un an de zile, e vorba de departamentul de marketing, de directorul financiar, cum reușește să atragă investiții. Foarte multe, relația cu suporterii, cum să știi să gestionezi momentele de criză, și asta o fac foarte bine cei care sunt în management, nu cei de pe teren. Multe, relația cu federația, relația cu liga, pentru că peste tot sunt interese foarte mari și interese ascunse. Și ce forță are un anumit management să poată echilibra toate aceste lucruri și să fie mai puternic în final decât celălalt club sau celelalte cluburi cu care, practic, se luptă. Dacă scoți o piesă din mecanism, s-ar putea la un moment dat să înceapă să dea rateuri, să funcționeze în gol. Ziceai de presiune, ai fost la Rapid antrenor când te-ai călit, acum ai ajuns la PAOK, unde și acolo e complicat, dar vreau să vorbim un pic mai târziu despre Grecia, pentru că mă gândeam la echilibru. Am avut norocul să fiu, și cred că pentru un antrenor, dar dacă nu pentru antrenori în general, pentru mine, principalul obiectiv când pornesc la un drum este să-mi duc drumul la capăt. Adică să nu fiu scos, să
câștig încrederea oamenilor, respectul oamenilor și să am o stabilitate la un anumit club acolo, atunci cred că cu adevărat arăți că munca ta este foarte bună și foarte corectă. Ne plecând ușor de la un club și permanent să ai schimbări de cluburi. Iar eu, din punctul ăsta de vedere, am avut puține cluburi și pe unde am fost, am rămas la Rapid, am fost 3 ani revenind odată. La Xanti am fost 3 ani. Ai plecat de la un club scos pe ușă? Cum am spune? Mai și plecat de la... Am avut și aceste experiențe, dar în general am mers mult timp. Am plecat chiar de la Hilal, decizându-se schimbarea mea, dar după ce câștigasem campionatul și cupa. Ok, am înțeles foarte bine și am avut și acolo o șansă uriașă să lucrez cu un management de top și în același timp cu un grup de top. Poate cel mai cu siguranță cel mai puternic grup pe care l-am avut ca antrenor. Nu îți poți imagina, lumea nu înțelege foarte bine ce se întâmplă în acea parte și în special în Arabia Saudită. A rămas impresia aceea de fotbal doar pentru bani, bă, nu știu, cămile, șeici și alte cele, dar astea sunt, încerc okay, să se ducă niște fotbaliști în zona dar aia. Dar nu e vorba de ce a fost, pentru că oricum acolo au fost investiți bani și au fost aduși jucători de valoare care au venit cu experiențele lor, au fost aduși antrenori din toate colțurile lumii cu experiențele lor, cu anumită cultură fotbalistică, care au transmis din ceea ce ei știau jucătorilor localnici, iar cei de acolo au calitate și tehnică și fizică și le place jocul, le place să aibă mingea. Sunt și niște aspecte care țin și de starea lor emoțională, pentru că aici apare o problemă când în momente de mare, mare presiune e riscul să se blocheze și să facă greșeli pe care nu le vezi atât de ușor în Europa, dar fotbalul este la un nivel ridicat, cu înțelegere tactică peste ceea ce este în România, mult, mult, la ora asta, mult, înțelegere tactică. Deci, surprize întâlnești în lume. Și de asta spuneam că e foarte important, pentru mine ca antrenor a fost chestia asta să stau mult timp la un club. Sunt și un om loial, dar în același timp consider că îmi fac cu adevărat treaba dacă reușesc să mă mențin mai mult timp. Pentru că asta înseamnă că în jurul meu transmit ideea de muncă corectă. Mă gândeam mai devreme când vorbeai de întregul mecanism al unei echipe și că evident nu contează doar jucătorii, cât sunt ei în lot 25-28, tot ce se întâmplă în jur și echilibrul pe care îl poate da tot acest mecanism care funcționează perfect. N-a fost asta secretul Rapidului în 2005-2006, pentru că liniștea nu era neapărat în top 3 lucruri care existau la club în acel moment. Vezi, poate că asta ne-a împiedicat să obținem mai mult de la acel an, care a fost oricum un an fabulos, cu sfert de finală de Cupa UEFA, Cupa României și loc 2, ajungând la un moment dat să depindă de noi. Dacă am fi câștigat meciul cu Farul Constanța aici, am fi trecut pe primul loc. Ok, mai erau alte 4 etape până la sfârșit, nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Dar de asta spun, am pornit greșit, cu foarte multe presiune, cu foarte multe situații haotice și am recuperat pe parcurs. Când încep să lupți și să recuperezi, ești într-un dezavantaj față de cei care deja sunt bine. L-am avut și pe domnul Dinu. Pentru mine domnul Dinu, acum pot să zic că pe domnul Copos îl iubesc și îl apreciez și îi sunt recunoscător. Mai țineți legătura, că... nu? Da, da, sigur că ține legătura și eu spun și lui. Am trecut peste faza aceea a tinereții când reacționeam... Undeva de pe aici erai... Reacționam, da. De aici, în direcția aia de acolo. După meciul cu Feyenoord îl salutam, da. Și apropo, te-ai dus spre Podul Grand că... Am să-ți povestesc, că e interesant și până la urmă de asta suntem la povești, că altceva nu putem, eu nu pot să vorbesc acum despre ceea ce se întâmplă la Rapid în momentul acesta, n-am niciun drept. Dar vreau să zic că m-a ajutat enorm domnul Dinu, deci domnul Copos, sunt recunoscător pentru faptul că
și a asumat un risc și m-a pus la echipă. Chiar dacă odată m-a scos într-o noapte și a doua zi a revenit asupra deciziei, mă consider un antrenor, antrenorul care n-a fost scos, nu știu, poate doar pe tatăl meu, doi, el n-a scos, n-a dat afară, nu i-a demis. Noi am plecat. Da, nici pe Mircea, mă rog. Păi nu, zic eu și tatăl meu. Voi da. Doi singuri care n-au, da, singurii care n-au plecat. S-a arătat ușa, da. Exact. Cu taică-miu mi se pare că a stat mai puțin decât cu mine. Da. De asta spun că sunt și o chestie extraordinară. Dar la fel de mult îi sunt recunoscător domnului Dinu, pentru că el a avut curajul să se lupte pentru mine, să-l convingă pe domnul Copos. Unu, doi, m-a susținut total și în momentele acelea de început ale carierei mele de antrenor aveam nevoie de un om care să transmită siguranță și el o făcea și îmi dădea încredere. M-a susținut în momentele acelea complicate cu patronul. Întotdeauna a fost de partea mea când au fost disputele gen Feyenoord și altă dată, în fine. A fost un tip care a știut să se apropie de echipă și să se facă plăcut. Dacă vrei, polițistul bun cap, și polițistul cap, rău. Polițistul rău era domnul Copos, polițistul bun era domnul Dinu. Ok, timpul a continuat și în fine, noi am ajuns să nu mai ne vedem des sau foarte rar. Dar acele amintiri sunt extraordinare și în același timp, pentru ceea ce eu sunt acum, trebuie să le mulțumesc celor doi, în mod special. Și un al treilea este domnul Nicolae de la Brașov. Care și el te-a susținut într-un moment... Cele trei persoane au jucat, pentru că domnul Nicolae mi-a oferit prima dată echipă posibilitatea de a antrena în divizia și am avut și o relație extraordinară cu dânsul. Și după aceea m-a lăsat să plec la Rapid, înțelegând foarte bine ce oportunitate aveam. Dar m-a făcut să-i promit că atunci când voi pleca de la Rapid, mă voi întoarce la Brașov. Niciodată nu mi-a trecut la acel moment prin cap că mă voi întoarce la Brașov. În divizia B. Și în divizia B. Și uite că am făcut-o. Și asta, Brașov fiind pe locul 11 la acel moment. Dar asta și pentru că am ținut cont în final de acea promisiune și pentru că domnul Dinu era la momentul acela la Brașov. Loial, cuvântul tău, ți l-ai ținut chiar dacă cumva atunci ai făcut un pas în spate. Am făcut, sigur. De unde? De la Cupa României de două câștigători la cupele europene, sfert de final, a doua oară în grupă. Vrei să spun ceva? Rapid, cu un singur antrenor a ajuns în grupe. Cu mine. De trei ori. Sperăm să nu fii singurul. Până la acest moment. Nici cu tatăl meu n-a ajuns în grupe. Rămân paginile de istorie scrise. Da. Și cele două cupe și meciuri frumoase și echipă frumoasă și unită și agresivă și un fotbal rapid, agresiv. 3-4-3. Pe care jucam. 3-4-3. Pressing sus la acel moment, da. Era un fotbal pe care nu prea îl vedeai nici prin Europa la momentul respectiv. Adică eu nu cred că a fost chiar o întâmplare, deși unii ar fi putut spune asta. Cum a fost sezonul? Hai să rememorăm un pic, că spuneai de Feyenoord și momentul în care erau tensiuni între tine, George Copos, că n-aș spune conducere, că erau mai degrabă între voi doi acele tensiuni care au explodat după victoria de aici, de pe Giulești. A pornit cu o dublă acel sezon împotriva unei echipe din Andorra. Slima Wanderers. Da. Nu? Nu mai știu. Sper să nu greșesc. Nu, nu? Nu. În fine. Nu, Slima e din Malta. Așa, am jucat. San Giulia, da. Da. După care urma dubla cu cei din Vardar Scopie, da. Da. Am jucat și între timp a început și campionatul. Am jucat în acea primă etapă la Vaslui, am câștigat 1-0. Am câștigat 3-0 joi contra Vardar Scoplie. Aici pe Giulești. Da, și duminică am jucat cu FC Argeș meci acasă în Giulești, în campionat etapa a doua. A fost un meci
foarte ciudat, pentru că am avut, cred că 10 ocazii mari. Am dat un gol, am avut 1-0 și în minutul 92, o neatenție ne-a făcut să primim gol și să trenăm 1-1. Ei, noaptea aceea, nu noaptea aceea, a doua zi, domnul Copos a luat decizia să mă schimbe. Ok, am fost anunțat, m-am văzut cu domnul Dinu, cu prieteni de-ai mei, la o cină, am suferit enorm, dar dimineața și la presiunea suporterilor și presiunea jucătorilor care și-au pus tricourile pe gard în semn de protest și de a atrage atenția lui Copos că nu sunt de acord cu schimbarea, dânsul a revenit. Dar voi doi ați discutat atunci în seara aia? Nu, n-am discutat. Domnul Dinu m-a anunțat. N-am discutat. Nici măcar un SMS? Nu, nimic. Și în final a revenit. A fost o săptămână complicată, grea. Trebuie să recunosc că a fost un șoc. Am pierdut duminică cu FC Național 1-0. Deci începuseră lucrurile complicat în acel sezon. Dar ne-am calificat la Varda, la Skopje, am făcut 1-1. Ne-am calificat și vinerea a fost tragerea la sorți. Am picat cu Feyenoord. Care câștigase Cupa UEFA cu un an înainte. Nu știu dacă câștigase, dar în orice caz erau într-o formă deosebită. Era un campionat, mergeau perfect. În acea duminică, după tragerea la sorți, au bătut la Amsterdam, pe Ajax Amsterdam. Și nimeni nu ne dădea vreo șansă. Noi, în duminica aceea, am făcut 0-0 acasă contra Timișoarei, dar a fost un meci foarte bun. Ăla a fost un moment în care am simțit că depășim șocul de început și ceea ce s-a întâmplat, pentru că nici pentru jucători n-a fost deloc ușor. Păi spre ei se duce imediat. Plece, ei să protesteze, să fie acea situație de grevă, un consum de emoțional uriaș. A urmat perioada de întrerupere pentru echipa națională și s-a reluat campionatul, era sâmbătă, noi jucam la Galați, contra lui Oțelul Galați, un meci de pomină, în minutul 30 aveam 3-0, a avut grijă, nu mai știu cine a fost arbitru, dacă nu greșesc, Sebastian Colțescu, dacă nu greșesc, da. Dacă greșesc, îmi cer scuze. Cât povestești tu, o să verific ca să nu așa. Îl băgăm în... Nu mai contează, n-a fost ok. Fine, da. Două penalturi, 3-2, s-a făcut până la pauză, în 40-43, două penalturi le-a dat. Și după aceea, sigur, am avut și noi penalturi, nici n-au existat. Vezi tu, Rapidul a fost echipa, întotdeauna echipa aceea frumoasă, care ajunsese să fie puternică, dar era dincolo de baricadă. Era de partea opusă a lui Dinamo și a Stelei, care aveau forța politică și tot ceea ce însemna la federație, sprijin și așa mai departe, ajutor. S-a terminat 3-3 meciul. După meci am vrut eu să plec. Am vrut eu să-mi dau demisia, am fost hotărât să o fac, dar venind de la... Nici nu m-am urcat în autocar cu echipa, m-a luat domnul Dinu, mi se pare, și pe drum am vorbit cu dânsul, ne-am întâlnit la restaurant, la casa David, a venit Dumnezeu să ierte și pe soția dânsului, care a fost o femeie fenomenală, și care m-a încurajat și cred că dânsa m-a convins să nu plec. Și duminică dimineața la ora 5 împreună cu Marian Rada ne-am urcat în avion și am plecat la Rotterdam să vedem pe Feyenoord. Feyenoord care și în meciul acela câștiga 3-0. Deci îi spun, era nicio șansă pentru noi. Ce s-a întâmplat? La Rotterdam am ajuns fără domnul Copos. A venit domnul Valvis în dimineața jocului și a vrut să spună câteva cuvinte înainte de meci. Nu doar ție, tuturor. Nu, jucătorilor și echipei, da. Dânsul era ca sponsor din poziția sponsorului principal. A vorbit foarte frumos. Foarte frumos, a transmis echilibru, încredere și după ședință, la care a participat, ne-a zis,
fii atent că m-a sfătuit George să nu vin la Rotterdam pentru că mă voi face de râs. Că vine la meci, luăm bătaie rău. Vine și... la meci, luăm bătaie și se face de râs. Și domnul Copos n-a venit. S-a terminat 1-1. După meci a vorbit cu mine și mi-a zis, bravo, felicitări, dar știu foarte bine că acolo unde a văzut meciul cu alți doi prieteni foarte buni de-ai dânsului și de-ai rapidului, a spus, ok, au făcut 1-1, o să-i vedeți după aia, peste două săptămâni, când vor lua bătaie și vor părăsi competiția. Vin aia și ne dau cu terenul în cap. Da, deci deja se crease acea atmosferă de tensiune, de orgoliu între dânsul și mine, între echipă și noi, pentru că toate astea au ajuns și la jucători. Și a început meciul retur în Giulești, arhiplin și o atmosferă incredibilă, incredibilă. Un public fenomenal. Giuleștiu știm bine că a trăit de-a lungul istoriei datorită publicului, suporterilor. Ei au menținut în momentele cele mai grele pentru Rapid această echipă. Și au împins ca lucrurile să ajungă la unde au ajuns, la Rapid să devină o forță în România. Chiar și astăzi, paranteză scurtă, chiar și astăzi au avut un, e la fel, un da. Merit uriaș. Da, imens, fără discuție. Am început meciul contra lui Feyenoord și am vorbit cu antrenorul lui Feyenoord, fratele lui Ronald Koeman, care și el în național a Olandei, jucător mare, câștigător de Cupa Campionilor Europeni cu PSV Eindhoven. Și mi-a zis înainte de meci, zice, știu că la tine e o situație foarte dificilă, că probabil depinzi de acest meci, dar asta este viața noastră, a antrenorilor. Am început meciul, am dat gol, Buga a dat gol, în minutul 12, domnul Copos nu era în tribună. A venit în minutul 43, a ajuns. Ți-a spus cineva sau ca tu să vezi, că sunt curios? Normal că mi s-a spus, am știut că nu este la meci, dar după aceea s-a comentat foarte mult și mi s-a povestit. Dânsul ar fi afirmat că a avut o ședință la guvern. N-a fost asta, ceea ce noi știm, cel puțin asta știm, că n-a fost, a fost acea teamă. Scuza. Și a fost probabil un fel al dânsului de a arăta că eu mă desprind în acest moment de echipă. L-ați vrut pe Răzvan. Vorba aia, spălați-vă cu el pe cap. Eu sunt oarecum în afară în acest moment. Dar faptul că noi am dat gol și faptul că se mergea către calificare l-a făcut să schimbe ideea. A venit la stadion. Meciul a fost fantastic. O stare emoțională, un meci cu încărcătură emoțională, pentru că a fost un meci greu, dar în același timp și jucat foarte bine. Olandezii forțau riscul lor să părăsească competiția, era evident, îl simțeau, dar în același timp noi atacam, contraatacam tot timpul foarte periculos și puteam face 2-0, putea fi 1-1, a avut Dani Coma niște intervenții extraordinare. Absolut toți băieții au fost fenomenali, începând cu Nae Constantin, Nico, Nae Constantin fiind vârf de atac la acel moment, că asta e altă poveste. Și Nico, care alerga cu Buga, Caramian, cu toată linia de apărare, de la Rada, Marius Constantin, Maftei, Măldă, Robert Ilieș, Vali Bădoi, nu, spun, extraordinar. Și meci fabulos. Și s-a terminat 1-0. În momentul în care s-a terminat meciul, am luat haina, eram fără haina pe mine, sau mi-am scos-o, nu, eram cu haina, mi-am scos haina. Nu mi-am scos-o atunci. M-am întors către tribună, l-am salutat, dând toată frustrarea pe care o acumulasem afară din mine și m-am îndreptat către vestiar. În drum spre vestiar mi-am dat sacoul jos, l-am pus pe umeri și când am intrat pe tunel, așa ceva m-am împins, nu pregătisem absolut nimic, n-aveam în cap, mă duceam către vestiare și dintr-o dată am zis, nu mă duc la vestiare, plec. N-ai făcut stânga să intri în vestiar, te-ai dus înainte. Am ieșit, am luat-o în dreapta, ajungând pe calea Giulești și de acolo m-am urcat pe pod.
pe podul Grand și încet, încet, la pas, încercând să fac autostopul. Până la urmă a oprit un autobuz. Și te-ai recunoscut că ai povestit. Autobuzul, șoferul, da, era cu radio. A fost foarte șocant pentru el, pentru că erau comentarii de la meci, bucurie. Crainicul spunea că toată lumea e pe teren, se bucură, fericire, și el mă vedea acolo și nu știa, se uita la mine, se uita la radio, nu știa ce să înțeleagă. Și până la urmă m-a întrebat, tu ești, zic, da, eu sunt. De seama că omul cred că s-o fi citit ceva, bă. Și se am plecat, am plecat, am o întâlnire. Mă grăbesc undeva. Da, și așa a fost. Și când te-a sunat George Copos? Ne-am văzut în seara aceea. Pentru că a fost o mică petrecere să sărbătorim. A venit și dânsul, am vorbit, ok, mai rece, dar am vorbit. Și a doua zi dimineață m-a sunat, eram chiar în duș. Perfect aminte, aveam telefonul acolo, am văzut, am răspuns. Și mi-a zis... ce scrie presa? De ce? Ce chestia asta? E adevărat? Nu e adevărat. Titlul ăla celebru. Da, zi. Și tot dânsul continuând îmi zice, vreau te rog frumos să anunț echipa că au de la mine o primă suplimentară față de ce era în regulamentul clubului. Și într-adevăr a dat o primă foarte bună. În felul acesta dânsul cred că... a simțit că el cumva revine către echipă și recuperează acele două săptămâni pierdute când s-a dat deoparte. Și într-adevăr a fost o primă foarte bună pentru echipă. Mai știu, mi se pare că vreo 3.000 de dolari de fiecare jucător, dar cam 100.000 de dolari. Pentru toată echipa, dar erau bani foarte buni, pe vremea aceea erau bani foarte buni, da. Intrarea în grupă a fost și prima dată când am intrat, pe lângă ceea ce avea scris în contract, în regulamentul de ordine interioară al clubului, calificarea în grupele cupei UEFA. A fost fabulos și după aia a urmat acel moment cu tragerea la sorți, pentru care a fost după 4 zile, într-o marți. Joi am câștigat, am obținut calificarea, vinerea a fost această poveste, după aia a fost etapa de campionat, am câștigat cu Iașu aici 1-0 și am plecat într-o scurtă vacanță pentru echipa națională și în marțea aceea a fost tragerea la sorți. Îți dai seama ce senzație a fost pentru mine, nu știu, pentru alții, să văd în primul rând Șahtior cu tata, după aceea Ren cu Böloni, Stuttgart cu Giovanni Trapattoni și era PAOK. Ca să vezi cum e viața. Da, uite și cum este viața. O aventură incredibilă ce a fost atunci și în grupe și mai departe cu cele două echipe germane eliminate de noi. Ok, am avut primul meci cu Ren acasă, am câștigat 2-0, a fost și asta un meci foarte bun al nostru, un meci iarăși jucat perfect, după care a urmat meciul de la Donetsk. Între timp, eu am dat o fugă la Donetsk să văd pe Șahtior jucând contra lui Dinamo Kiev, spunea pentru noi, pentru ca familie și pentru mine, o situație foarte ciudată. M-am dus acolo dormind în casa părinților mei ca a doua zi la meci să mă duc să analizez pe Șahtior în cele mai mici detalii și cu sânge rece. Ce fac bine, ce nu fac bine sau ce... care sunt punctele lor slabe și de care noi trebuie să profităm. A fost greu. Era toată acea presiune. Lumea vorbea că meciul va fi egal. Ai povestit la un moment dat că până și arbitru v-a zis și ție. Nu, arbitru, observatorul UEFA, da, ne-a chemat în vestiar pe mine și pe Costel Zota, ca reprezentant al Rapidului, pe tatăl meu și pe reprezentantul lui Șahtior, și ne-a spus că s-au pariat sume imense
pe egal, rezultat de egalitate. Taică mi-a izbucnit, a făcut mare scandal. Ok, a fost așa și înaintea meciului. Am avut așa un sânge rece și le-am spus băieților, băieți, voi aveți mare încredere. Noi ne ducem acolo și câștigăm meciul. Dar trebuie să credeți total și să înțelegeți. Și le-am explicat. Pe lângă cum i-am disecat ce fac ei și ce trebuie să facem noi, am spus, este imposibil ca jucătorii lui Șahtior să nu gândească în mintea, să nu fie în mintea lor ideea că oricum noi suntem mai buni și oricum echipa tatălui va învinge echipa fiului. Asta îi va face să nu aibă acea intensitate, acea agresivitate. Ei vor juca știind că meciul îl vor câștiga. Cumva vor aștepta victoria. De asta vă cer, fiți cu încredere totală, pentru că noi trebuie să răspundem cu mare agresivitate, mare, și îi vom prinde. Și așa a fost. Asta s-a întâmplat. În momentul acela, lovitura liberă? Da, corner a fost și a dat Mălda 1-0, pas uriaș către calificare, trebuia să mai facem un meci egal acasă cu PAOK să ne asigurăm calificarea după o săptămână. Atunci de-aia am izbucnit în plâns, pentru că l-am văzut pe taică-miu la sfârșitul meciului. Eu eram fericit, ne îmbrățișeam toți, săream în brațele jucătorilor și mi-a căzut privirea pe el la centru, cu capul în jos, mergând către vestiare. Și am avut un șoc, mi-am dat seama, da, că am fost atât de rece și... Am plecat, am fugit la vestiare și am stat într-un colț plângând și nemai putând să mă opresc. A fost o încărcătură foarte mare. Ok, și meciul, și intensitatea, și acea situație, că știam că mai suntem atât de aproape de următorul pas de calificare. Pentru mine, la vârsta aia, 35 de ani, însemna enorm și Rapidul pentru prima dată în grupe să facă și pasul următor, să iasă din grupe și din ce grupă. Da. Frumoasă situația a fost atunci, foarte frumoasă. După care, după meci, patronul lui Șahtior a fost foarte afectat. Ei veniseră din preliminare de Champions League și ideea lor era să facă cât mai multe puncte ca la următoarea participare să nu mai ajungă să joace din poziția de outsider, când jucaseră cu Inter în play-off. Și chiar a fost o discuție ce trebuie să câștigăm meciul ăsta, iar la meciul de la Rennes, pe care ei urmau să-l joace, eu voi plăti prima de calificare acum și nu la sfârșitul jocurilor din grupă și voi suplimenta o primă foarte bună ca echipa la Rennes să joace să câștige. Și în felul acesta cumva era pe lângă ei, am fi fost și noi ajutați. Câștigând la Ren, dar noi am bătând acolo. Ne-am ajutat singuri. Și am câștigat. Și patronul după meci a fost la el la bază singur, a scos pe toată lumea și a rămas acolo până dimineață, n-a vorbit cu nimeni. Iar eu cu taică-miu n-am vorbit de meciul ăsta o lună de zile. N-ați vorbit deloc sau doar n-ați deloc, vorbit de meci? Deloc, nu, n-am vorbit de meci. Orice subiect, da, dar de meci deloc. Nu l-am atins. A fost un punct sensibil. Și pentru el și pentru mine. Știu foarte bine că el în sufletul lui a fost mândru și a fost bucuros, dar în același timp nu i-a fost ușor. Iar faptul că noi am câștigat acolo și am terminat pe primul loc în grupă, i-a făcut pe ei de pe locul 2 să joace meci cu o echipă care venea din Champions League. Cu Lille. Care venea din Champions League. Și au fost eliminați. Meciul acela pentru ei putea să însemne traseul nostru și cine știe ce s-ar fi întâmplat. Probabil, da. Și după aceea a fost meciul ăsta cu PAOK și uite, de atunci mi-au aminte în noaptea aceea când am ajuns la stadion, era un frig și o ploaie măruntă cu lapoviță și era 1000 de fani ai lui PAOK în spate care cântau formidabil. Da, formidabil. Impresionant. Știam de greci că sunt foarte puternici din punctul ăsta de vedere și emoționali în același timp, dar în ploaie, în lapoviță, de vreo două ore erau ajuns și băgați în peluză și cântau foarte frumos. Am câștigat 1-0, ne-am calificat, iar a fost o sărbătoare. Stadionul n-a mai fost atât de plin
ca la meciurile celelalte și din cauza vremii și a frigului, dar atmosfera a fost impecabilă, impecabilă. A fost vreo 15.000 față de celelalte în care era supra. Cred că ți-a rămas în minte atunci, apropo de fanii lui Pau, ce povesteai. Da, și cumva, da, în momentul în care ai ajuns să discuți cu ei... Am memorie foarte bună. Văd că spui jucători, echipe, zile... Dar cum să nu ai? Viața mea, sunt viața care... noastră, sunt memoriile noastre, sunt amintirile noastre. Da. Hamburg și Hertha au fost, Hertha și Hamburg, după... Da, și de la Hertha am avut o pregătire extraordinară, foarte bine pusă la punct și cu condiții excelente. Domnul Copos ne-a ajutat foarte mult, a mers în Cipru în prima parte. Se schimbase atitudinea, aia, era lapte și miere. L-am luat și pe Viorel Moldovan, avem și Daniel Pancu. Am mers în Cipru, am venit acasă o săptămână și am plecat în Elveția. Ultima parte înainte de meciurile contra lui Hertha am făcut-o în Elveția. Ne-am deplasat de acolo la Berlin cu două zile înainte de meci. Totul a fost perfect pregătit, îți spun, perfect. De asta spun că atunci când obții rezultate și când te bați sus și faci performanță, ai nevoie de absolut toată lumea. Și toată lumea lucrează pentru a asigura absolut totul. Iar de aici vine și o altă încredere la nivelul echipei și a jucătorilor. Când văd că toți lucrează pentru tine și că totul este perfect. Meciurile amicale au fost foarte bune. Au că aminte că în prima parte în Cipru n-am avut rezultate bune, dar fusese o încărcătură foarte mare fizică. Ori deja când ne-am dus în Elveția am jucat contra lui Basel, care era top, și am câștigat 3-1. Și ăla a fost momentul în care am și spus că ne interesează de acum rezultatele în Elveția. Și faptul că am câștigat 3-1 la Basel ne-a dat o încredere extraordinară. Am câștigat la Berlin, după aia a fost meciul de aici, 2-0. Am fost să-i văd și pe ei la meci, am fugit din Elveția. Am fost să-i văd la un meci acasă, tot contra lui Bayern München. Pentru că și pe Hamburg i-am văzut, tot contra lui Bayern. Exact când trebuia, de fapt. Da. Și după aceea a venit meciul cu Hamburg. La meciul... Înaintea meciului cu Hamburg m-am dus să-i văd și m-a preluat un team manager. M-a ajutat să... A fost foarte drăguț și s-au comportat impecabil. Dar surpriza lui mare a fost că m-a mai dus și la al doilea meci. Și s-a întâlnit cu mine aici, am fost la München, la Bayern, și am luat biletele prin Bayern. Și când m-a văzut a rămas șocat. Dar ce faci aici? Păi ce să fac? Am venit să... Să mai văd odată. Și atunci am avut senzația că a fost un moment în care gândul lui a fost, ăștia chiar o fac foarte serios. Și chiar vin să ne bată. Da. Chiar da. Cred că pot să ne bată. Și mi-aduc aminte că la București, când au aterizat Bula Hruz, era naționala Olandei, a fost întrebat de voi, de jurnaliști, și dacă Rapid vă elimină. Și răspunsul lui foarte arogant, niciodată. Două săptămâni mai târziu? Nu două săptămâni, ce două săptămâni? A fost, după două, o zi au jucat, am bătut 2-0 aici și după o săptămână ne-au eliminat. Iar după primul meci de aici jucat în Giuleșii, euforie, îți dai seama, golul 2 a fost marcat undeva minutul 89. Pele a dat golul, Buga a dat al doilea gol și primul a dat Daniel Nicolae. Da. Deci 2-0 era un 2-0, ne dădea pentru prima dată cu adevărat speranță, dar noi eram foarte pregătiți și încărcați mental și cu o încredere totală. Însă era după meci acea euforie normală dată de victoria în fața lui Hamburg. Cum cu 2-0. Și, da, eu eram în fața vestiarelor și de obicei conferința de presă era cu un antrenor, după care venea al doilea și mergea primul oaspetele. Antrenorul lui Hamburg nu a acceptat să meargă și m-a cerut pe mine. Am zis ok, mi se pare ciudat, dar hai să am câștigat, hai să-l fac pe plac. Și ne-am dus la conferința de presă, a fost foarte dur, și a zis acolo ne vor călca în picioare, vor face, vor fi cu totul și cu totul diferit de ce au fost astăzi, nu concep să nu se califice, după care s-a ridicat și a plecat și m-a lăsat acolo.
am înțeles că a făcut toată această poveste să mă înfricoșeze, să... dar eu eram picat din lună. Putea okay, să ți se întâmple absolut orice moment. După 2-0, după asta, o să fie meciul următor, vom vedea. Și cum zici? Ne-am dus la Hamburg, tot așa, luni, miercuri a fost jocul, de data asta. Să știi că am jucat bine și prima repriză, n-au fost ocazii la poarta noastră, dar am făcut două greșeli mari. Vasile n-a jucat meciul ăla și ne-au dat două goluri și la pauză era 2-0, dar fără să fi fost o dominare, să aibă multe ocazii, am stat bine, am închis bine, ne-am apărat destul de sus, goluri din greșeli mari, special al doilea. Dacă mai au aminte, cineva a dat pe lângă minge și Barbareza a împins-o în poartă. Și la pauză am intrat și le-am zis băieților, așa, erau un pic șocați, speriați. N-aveau cum să da. Și am zis, bă, băieți, calm, e 0-0. E 0-0. Dăm gol, noi câștigăm. Înțelegeți asta. Atunci se juca cu regula golului în deplasare. Da, era, pentru că 2-0, 2-0 și... În minutul 47 am dat gol. Pele. Buga. Ce minge pe linia porții. Gol a fost 2-1 și după care a fost un meci și într-o parte și în cealaltă. Ei au forțat o atmosferă incredibilă, cum au fost împiși de public. Meci cu nervi, povestea și Viorel Moldovan. Da, la pauză a intrat Viorel Moldovan, care revenea după accidentare. Intrarea lui a fost, de data asta n-a mai făcut față și a luat pumni de la cei doi fundași centrali, era Van Buiten, Bula Cruz, iar a intrat Viorel Moldovan și orice minge, când ieșeam din pressingul lor, ieșeam pe el, ținea, bătaie, coate, pe la spate, a împins echipa, a ajutat să iasă din presiune și după aia a dus-o. Și îți spun, aveam, cel puțin în ultimele 10 minute, ei atacau și creau o presiune uriașă pe care o nostru, noi recuperam și plecam și aveam ocazie. Păi am avut nu știu câte ocazii să facem 3-2 și să închidem jocul. Ca în final să fie ultima mare ocazie, acea minge care s-a scurs pe lângă bară. Ca să fie finalul de Hollywood până la capăt. A fost fantastic, fantastic, da. Și apoi a venit... Ne-am întors la București, lume, la aeroport. Mare, mare calificare, da. Și după aia a venit sfertul acela cu Steaua. Un sfert din care noi am ieșit cu fruntea sus. Sigur că am rămas cu acea amărăciune, pentru că ne-am fi calificat noi în semifinale. Era mai bine decât Steaua în acea perioadă. În campionat recuperaserăm multe puncte. După două săptămâni în campionat am câștigat 2-0 tot pe arena națională, pe Lia Manoliu pe atunci. Lia Manoliu era atunci, da. Da. Meciul în general a fost o dublă echilibrată, în care ei au avut prima repriză în Giulești și noi am avut a doua repriză aici cu 1-1 și multe ocazii. 2-3 ocazii imense. Ultima în minutul 90, când Pele Buga a dat cu capul pe lângă bar, atât a trecut, putea fi 2-1 și altfel s-ar fi desfășurat jocul acolo. În meciul retur, noi am dominat și am avut două mari ocazii și un penalti, și un penalti pe care spaniolul nu l-a acordat, Cantalejo, mi se pare că îl chema. Culmea e, ca să vezi cum e viața, în 2018, Cantalejo arbitrează finala Cupei Greciei, noi contra lui AEK, după ce AEK ne furase titlul la masa verde la comisii, și de data asta am câștigat cu el cupa. Și te-a dat vreun penalti? Nu, n-am avut penalti, nu. Dar a fost arbitraj impecabil. Însă revenind la meciul acela din retur, a avut Buga o mare ocazie în prima repriză și a doua, astea au fost cele mai mari ocazii, și în rest nici de o parte și de alta nu, dar noi dominând. A fost Dică, Emil Dică, când mingea la o centrare i-a depășit și pe Ghionea și pe Goian, portarul Carlos a ieșit din poartă greșit, au căzut jos și pe undeva pe colțul 6 metri Dică cu poarta goală, dacă dă tare cu încredere, mingea intră în poartă. Lui a fost teamă să nu de prea tare greșească și a dat-o ușor și a venit
Mihai Țăneșu și de pe linia porții din alunecarea a scos 1-0, minutul 86, îți dai seama ce calificare. Da, asta a fost regretul, a fost suferința mare și regretul că am fi fost foarte aproape de o finală europeană. Pentru că erau semifinale, ok, se putea întâmpla ca și noi să pierdem, dar erai acolo. În orice caz a rămas parcursul foarte frumos și o poveste frumoasă a vieții. Sunt convins că e mai mare bucuria pentru tot acel parcurs, toate acele meciuri, plecând de la agonia începutului și stresul momentului la extazul pe care l-ați simțit la fiecare meci, mai mare e bucuria decât acum, după ani, evident, atunci frustrarea a fost maximă, decât tristețea faptului că... Nu, eu n-am fost... am fost pe moment frustrat și îmi părea rău și asta și spuneam Manei, soției mele, că i-am zicea, dar ați făcut un lucru formidabil, ce tu nu înțelegi că cu asemenea ocazii și la vârsta mea să fii în sfertul de finală, să fii la un pas de a fi semifinal și după aia e finala lângă și aveam șansă să câștigăm, e greu să accept, dar eram, cum să zic, cu conștiința împăcată și oarecum profesional satisfăcut că ieșisem dintr-o dublă din care nu meritam să ieșim. Nu am fost nici învinși, pe teren am jucat un fotbal bun, am fost cel puțin la nivelul Stelei în acea dublă, n-am avut șansă, am ratat ocaziile pe care le-am avut, ei au avut una și au dat un gol aici, 1-1, 0-0. Deci, din punct de vedere al jocului pe teren, eram cu fruntea sus, toți. A fost doar, știi, și de-aia zic că am trecut mai ușor profesional eu peste. Pot să zic aceeași istorie am avut-o anul trecut cu PAOK în sferturile de finală cu Marseille. Când, pur și simplu, la Salonic am călcat în picioare și am avut 8-9 ocazii din 3 metri, din 6 metri, din 10 metri, din 11 metri și o singură minge pierdută de fundașul nostru central pe construcția noastră și au dat gol și s-au calificat, dar meciul ăsta m-a afectat mai tare. Pentru că e mai recent, poate. Adică dacă te-aș fi întrebat în 2007... Poate. Acum, trecând printre și câștigând între timp și Champions League în Asia, am ajuns la alt nivel de încredere și de convingere că absolut totul e posibil în fotbal. Și sunt convins că chiar dacă a trecut timpul, ai căpătat atâta experiență, în continuare te afectează momentele de genul ăsta. Deși se spune că te maturizezi profesional, emoțional. În fotbal suntem obligați să învățăm să trecem peste frustrări. Viața e plină de frustrări. Cei care sunt în fotbal sau în sport și sunt în competiții, pierd. Și pierd foarte mult. Chiar dacă sunt câștigători și sunt prezentați ca și învingători, ca să ajungă acolo, pierd foarte mult. Și chestia asta te ajută să înveți să treci peste frustrări. Nu treci peste frustrări, ești în colaps. Crezi în eșec? Adică îți place eșecul în măsura... Îl urăsc. Cum să-mi placă? Îl urăsc. În măsura în care te ajută să, nu să devii mai bun. Nu contează, îl urăsc, dar îmi dau seama că toate situațiile astea m-au ajutat să fiu mai puternic. M-au adus în poziția de a nu-mi păsa de nimic, de a vorbi liber, de a spune tot ceea ce vreau, de a lua deciziile pe care le vreau legate de viața mea. Nu trebuie să dau nimănui socoteală. Am trecut printr-o perioadă complexă și pot spune că în momentul de față nu mai am presiunea pe care eu o aveam înainte de a ajunge să câștig. Aici când am venit și am jucat la Rapid și am jucat acea finală de cupă contra lui Național și am câștigat, a fost primul meu trofeu, deja mi-am spus, am făcut ceva în fotbal, nu o să trec prin fotbal fără să las o urmă. Ei, după aia a urmat al doilea, urma am jucat 11 finale de cupă până acum, Champions League, cupă, Cupa Ligii, am câștigat 7, am pierdut 4, am câștigat 2 campionate, am câștigat un Champions League în Asia, am participat la o cupă mondială a cluburilor. Câți antrenori din România au avut
posibilitatea asta. Par mulțumit de cariera ta. Par, între ghilimele, evident. M-a ajutat să scap de acea presiune, de acea povară, că era o povară. De acum e doar această dorință și spirit de a câștiga. Urăsc să pierd și nu sunt om. 2, 3 zile, 4 zile. Când câștig, mă simt ușurat. Nu pot, nu mă manifest, nu mă vezi că stau și dansez pe nu știu unde sau... Dar am cea mai mare plăcere este să mă scol a doua zi, după 3-4 ore, 2 ore de somn, dar simt că oricât de obosit sunt, pot să mut munții din loc. Ai energie. Ai senzația pe care o ai după, pe care o am. Adrenalină. În schimb, după o înfrângere, carnea mă doare. Mi-e rușine să ies din casă, mi-e rușine să vorbesc cu cineva, nu mă izolez total, nu vreau să aud de nimeni, de nimic. Pur și simplu mi-e rușine și simt că am trădat încrederea oamenilor. Asta pentru că vrei să fii mereu cel mai bun. Nu e vorba de a... Nu cred că mă gândesc să fiu cel mai bun, dar vreau să câștig. Vreau să câștig. Și nu îl tratez pe celălalt pe care l-am învins ca pe învinsul meu. Nu, am câștigat. Tu îți urmărești scopul tău. Am câștigat. În spate, acum ești un tip echilibrat, evident, după atâtea lucruri câte ai văzut, câte ai făcut. Când erai fotbalist, mai aveai momente în care mai făceai nebunii. Mi-aduc aminte, și știi ce vreau să zic, de povestea cu Steagul din Ghencea. Da, la vârsta mea și la experiența și la înțelepciunea de acum, mă condamn pentru atunci. Mă condamn. Nu. Noi suntem acolo pe teren și trebuie să dăm un exemplu. Orice facem și orice gest ușor poate declanșa alte povești urâte. Deci trebuie să avem un mai mare echilibru, un mult mai mare simț al răspunderii. Dar pot să mă iert pentru că tinerii așa sunt. La vârsta aia ajung să facă lucruri un pic pentru a face pe grozavi. Un pic exagerate, aia, poate. Sigur. Care era povestea? Am apărat, am făcut 0-0. Am apărat bine meciul, ăla era suficient. Nu treia eu să... Ți-ai ascultat instinctul. Atunci, în evidență. Atunci în Ghencea, atunci după meciul cu Feyenoord. Asta cu Feyenoord nu o regret. Asta pe aia mai face. Ai mai face și ai mai face și ai mai face. Nu cred că aș mai face, dar nu regret. N-ai face-o până la capăt, poate, da? Până la urmă a rămas o poveste bună. Una din cele mai bune povești ale fotbalului românesc. Acel moment. Relația cu patronul trebuie să fie una de înțelegere. Un antrenor are obligația și pentru el însuși, pentru cariera lui, dar și pentru echipă, de a avea o comunicare, de a înțelege niște lucruri. În 2017, când m-am dus la PAOK, PAOK nu câștigase titlul de 33 de ani. Mi se pare că noi după 34 sau 35 l-am câștigat. Și era o presiune imensă. Titlu. Eu am venit și am zis, nu, e un vis. Pentru că mie mi se părea că, spunând e un vis, dai totul foarte motivat, fără a avea o presiune. Cum poți să pui o asemenea presiune unei echipe care n-a câștigat decât 2 titluri în istorie și are 30 și ceva de ani de când nu câștiga titlul în lupta cu Atena, care tot timpul a furat. Și după chestia asta am fost vehement atacat, criticat de către suporteri și chiar de către patron. La o ședință pe care am avut-o pe Skype, m-a atacat foarte tare pentru acest lucru. Nu e vis, asta e obligație, trebuie să câștigi titlul, trebuie să faci. Și eram revoltat, eram frustrat, vroiam să-i răspund, dar am avut așa un moment de calm, de luciditate și mi-am spus stop. El te-a adus aici să câștigi. Fă tot ce poți să câștigi. Nu mai găsi alibi, da, trebuie să câștigi. Dacă nu, pleci. Zici ca Popa faci ca tine. Și din momentul acela,
mi-am spus, câștigăm. M-a ajutat foarte mult, să știi. Momentul acela m-a ajutat foarte mult și, în general, cu tot ce a fost după. Aveai nevoie și de un pic de nebunie, că poate că în momentul ăla apărea o nebunie să ți-o spună, trebuie, da, îl câștigăm, da, îl luăm. Tu nu credeai cu adevărat în momentul, îți doreai, evident, da. Da, mă gândeam că cumva, nu, dar de atunci așa a fost și așa a mers. A fost și asta m-a ajutat și la Al-Hilal. La Al-Hilal, când am ajuns, tot așa, de 20 de ani nu mai câștigau Champions League, era o mare rivalitate și acolo și o presiune oriunde, oriunde mergeam, Champions League, Champions League, pe stradă, în alimentări, pe oriunde ajungeam, toată lumea asta, Champions League, Champions League, Champions League. Dar eram deja foarte pregătit și foarte încărcat și l-am câștigat și l-am câștigat frumos. E cea mai mare bucurie din cariera ta? Da, fără discuție. Se compară cu un trofeu Champions League în Europa? E altceva, e cu totul și cu totul altceva, dar acolo ești numărul unu. Ești numărul unu și oriunde te duci să câștigi, nu este simplu. Trebuie să construiești. Nu e că joci singur. Sau că el ați sunt și un nivel să fie mai slab, dar ai tot în ai față, 11 băieți în față. Sunt două echipe, sunt echipe care unii se pregătesc, ambele se pregătesc, dar pe unii trebuie să știi să-i pregătești mai bine, să-i capacitezi, dar acolo nu, acolo era foarte complicat. Nu poți să le compari, Europa are o altă forță, dar eu nu știu Al-Hilalul care era atunci, cum s-ar fi comportat în campionatele cele 5 puternice, cu foarte mare calitate și spirit. Mai ales că mai târziu ai avut finala campionatului mondial al cluburilor, unde ți-ai măsurat oarecum. Turneul final, da. A fost meciul cu Flamengo. Flamengo am jucat. Într-o situație total nefavorabilă nouă, pentru că ei după acel meci au fost liberi, au avut două săptămâni să pregătească Cupa Mondială. Noi a trebuit să dăm toți jucătorii imediat după finală echipei naționale care a jucat Cupa Golfurilor și a jucat la două zile, s-a jucat și am ajuns la Cupa Mondială imediat după terminarea Cupei Golfului, deci fără ca jucătorii să poată să se relaxeze, să odinească, să se reîncarce. Și am avut și meci înainte cu campioana Africii, care iar a fost un meci de luptă. Și am jucat cu Flamengo fără gomis bun, operat la mână. A jucat, dar primul meci după operație, după finala Champions League, și cu Giovinco, care revenea după accentarele musculare din perioada de după finala Champions League. Deci și am jucat foarte frumos și am lăsat o impresie foarte bună. Da, îți spun, experiențe interesante, experiențe superbe. De-aia mă simt împlinit. Te simt, te văd liniștit în momentul ăsta, da. Când vorbesc despre tot ce ai obținut. Toate aceste amintiri, da. Și vezi, a plecat cu Brașov, dar a continuat cu Rapid pasul cel mare pe care l-am făcut. De-aia îmi place să zic asta și simt așa o stare specială pentru Rapid. Rapidul pentru mine înseamnă pasul către împlinire. Mi-ai luat înainte că urma să te întreb ce înseamnă Rapidul pentru tine. A fost o etapă importantă a vieții, te-a făcut, te-a modelat. Maturizarea mea, da. Maturizarea mea, pasul către împlinire și către succes. O grămadă de învățăminte. Și până la urmă o atmosferă superbă care va rămâne totdeauna în amintirile mele. Mi-aduc aminte și acea noapte de după câștigarea cupei la Timișoara, când am venit aici și am prezentat cupa și am avut acel discurs prin care oarecum anunțam că plec și emoționant, tot emoționant, cu peluza suporterilor plină, prezentarea cupei și peluza. Da. Cred că ai multe, o grămadă de povești din perioada aceea. Sunt multe și cu băieții și... E una care ți-e dragă, cu adevărat, nu știu, amuzantă. În avion, întoarcerea de la Timișoara după câștigarea cupei, a fost o noapte albă.
După meci ne-am dus la hotel, ok, fericire, și toată lumea a fost liberă să petreacă, să iasă, să... Bine, și acolo ce atmosferă au făcut timișorenii, da, se aduce aminte, senzațional. S-a cântat împreună. Da. Coreografie de vis. Și meci câștigat cu un joc super, perfect, 2-0, și după meci toată lumea a dispărut. Am dispărut și eu. Eu m-am dus cu organizatorii finalei cupei, cu sponsorii, cu cei de la Timișoreana, și un par de vin, o șampanie. La ora 5:30 văd că vin așa, încep. Avionul era pe la 6:30, 7 pleca, dar nu mai vreau să plec. Eram prea euforic, fericit, și văd că încep să apară băieții, jucătorii de la Rapid, coborau și încep să cânte. Hai acasă, hai acasă. Și ne-am urcat în autocar, m-au luat pe sus, am plecat, am ajuns la avion. Mai era un prieten lângă mine care, să aibă grijă, mi-a dat o bere, zice, hai să te dregi, să fie bine. Îți dai seama cum am fost. Și după meci, în euforia aia. Din avion m-am dus în față și am început, avionul era avion normal, comercial. Nu era charter. Nu era charter, nu, cu pasager, cu tot, dar era și mare, cursă mare. Și am început să cânt, să dau tonul, toată lumea cânta. Erau și două doamne în vârstă, dar atât, așa s-a văzut pe fețele lor că le-a plăcut atmosfera, că nu ne judecă, că au înțeles că sunt niște oameni fericiți acolo, știi? Și am început să trec pe la fiecare jucător. Știam că era ultimul meci, că s-a încheiat, și pe cine, pe unul mângâiam, unul i-ai dădeam cu un pumn, de ce mi-aduceam aminte sau așa, dar tot cu dragoste, cu dragoste. Și m-am oprit în dreptul lui Ionel Ganea. Ai dat cu pumnul acolo? Era acolo și era, stătea așa cu capul sprijinit de spătarul din față, dormea. Am vrut să-i dau un pumn în umăr, dar în beția mea... Ți-ai dat seama că s-ar putea să... Stai puțin! Nu știi cum reacționează! Nu știi cum reacționează! Și din somn, și supărat că nu jucase finala, dar s-a comportat fenomenal, profesional, și a fost cu toată echipa, cu toată bucuria care a fost. E așa, da. Îmi rămâne clar în imagine, el dormind, eu care mă pregătesc, după aia, stop, ai grijă că... Stai un pic, Răzvane, că nu știi cu cine te-ai... Poți să fii jos. Da. Te-ai gândit să scrii o carte cu toate poveștile astea? Nu m-am gândit. De ce? Nu neapărat că ar fi la modă acum. E prea devreme. E prea devreme. Viața v-am mai oferit și alte. Bineînțeles. Cine știa atunci prin ce voi trece și ce voi trăi. Crezi că o să fie la fel de longeviv ca... Nu știu. Nu știu, ca neamirce, evident. Mă gândesc că în momentele de dificultate, de tensiune, mă gândesc să termin în 2-3 ani și să încep să umblu și eu prin lume, pentru că am văzut doar stadioane, aeroport, hotel. N-am văzut nimic. Am fost în atâtea locuri, dar n-am văzut absolut nimic. Și acum ești în vacanță, da, ai venit în București și ești prin, faci pelerinaj pe la televiziuni, că... Una. Și o să mai merg la una. Am venit la voi și nu vreau să vin, dar am venit pentru că e vorba de Rapid. Și atât. Dar am foarte mult de luni. Am avut o zi vacanță. Unde vreau să ajung, de fapt, când ai avut ultima vacanță? Să te duci cu soția la plajă? Trecut, să... Acum un an am avut în vacanță posibilitatea să merg în trei locuri. Am fost 3 zile la Marbella, 3 zile la Roma, 3 zile la Paris, dar între timp mă întorceam la București, de la București plecam. Aia a fost ultima vacanță și cred că prima după 10 ani. Simte om. În perioada de vară, când se termină și mai ales cum sunt eu în străinătate, vreau să vin acasă, dar când vin acasă, încep ședințele, cum ne organizăm, programul, jucători. Mai ales că acum la PAOK, în fiecare an, aici nu sunt de acord, dar asta e viața, schimbăm foarte mulți jucători, foarte mulți jucători, și practic e nevoie de a vedea, de a urmări, de a lua decizii. După aia sunt jucători care, ok, îi spui da, nu mai vin din diferite motive, trebuie să vezi alții, și uite așa se încarcă programul. Până la urmă, asta e viața de antrenor, dar mă gândeam că omul Răzvan Lucescu cred că mai simte din când în când nevoia de câte o pauză așa. De asta mă duce gândul, bă,
2, 3 ani, 4. Vedem. În viață nu trebuie să spui ceva cu siguranță. Parcă. Lași timpul să le așeze pe toate. Dar mai ai vreun target în fotbal? Ai obținut atâtea trofee. Să câștig, normal. Să câștig următorul meci. Nu exact ceva anume. Sau să ajungi. Cum să nu? Cupa, am pierdut cupa acum. Sunt încă distrus de asta, pentru că asta a fost o cupă pe care am avut-o în mână. Ți-am zis, am câștigat 7 finale, am pierdut 4, dar asta pierdută, ultima, e cea mai dureroasă. Nebunesc. Pentru asta joci și ești acolo, să câștigi. Și mai ales dacă ai un spirit de luptă și vrei să câștigi, te afectează. Sunt convins. Suntem pe final. De obicei întreb invitații două lucruri pe final. Mai ții minte vreun cântec din Galeria Rapidului? Ei, normal că mai ții minte. Care ți era cel mai apropiat? Suntem peste tot acasă, normal, era imnul nostru și este. Și mi-aduc aminte de poveștile acelea frumoase la televizor cu băieții care, știi, la Antena 1. Mi se imnul pare, cântat, filmat, înregistrat de după 2006, nu? Mi se pare că a fost după meciurile cu Hertha. Da. Sunt niște imagini. Da, și e altă atmosferă. Îmi vin acum flash-uri în cap cu voi în studio acolo cântând. Eu n-am fost, nu, numai jucătorii au fost. De ce? Nu știu, așa... Ai simțit atunci? Nu, așa s-a hotărât, asta a fost regia, da. Să rămână doar jucătorii. Da. Și a doua chestie... Parcă și Marian, nu știu, nu mai știu de ce. Sau am fost plecat la Hamburg să-i văd, nu eram, da... Dar oricum, au rămas niște imagini frumoase pentru istorie. Și a doua chestie pe care o mai întreb, o echipă ideală a Rapidului din istorie? O să-mi zici probabil tot 11-le din 2006? Am atâtea amintiri să mă leagă de acești băieți. Nu am cum să încep să vorbesc despre alții când sunt loial și sunt cu gândul la acel grup în permanență. Ții legătura cu mulți dintre ei, mă gândesc. Mai ținem așa o dată la un an. Bineînțeles, mai vedem, nu. Asta nu înseamnă vorbit în fiecare zi. Da. Din când în când mesaje de la mulți ani. Îmi pare rău de unul singur, că cu toți ceilalți, într-un moment sau altul, am mai vorbit, am mai discutat, dacă am putut, am mai ajutat cu ceva. Chiar acum 3 săptămâni a fost la mine Robert Ilieș, a stat o săptămână. De Marius Constantin, pentru că a fost decizia aceea când m-am întors în 2011-2012 după un episod pe care l-a avut în Antalya cu Schumi și discutând cu conducerea și prin prisma ceea ce i s-a întâmplat și cum s-a comportat, am luat decizia să nu-l mai primim la echipă, să-l scoatem. Dar îmi pare foarte rău. Mi-a părut și atunci rău, îmi pare și acum rău, pentru că până la urmă el cu mine a început să crească ca jucător și la Brașov și după aia a venit la Rapid și am avut o perioadă fenomenală. Deci este singurul regret pe care îl rezolvesc cu mulți, mulți, mulți. I-ai spus lucrul ăsta? Poftim? I-ai spus lui Marius? N-am avut posibilitatea poate să vede discut. Interviu. Poate ajunge și pe la el. Da. Oricum, i-am urmărit cariera și m-a bucurat că a dus-o mult și a continuat să joace și la un moment dat chiar el s-a schimbat și a devenit... A apărut la un moment dat că da. A dat un reset pe undeva... Da. Un jucător de mare talent. Este unul dintre jucătorii care n-a scos ceea ce ar fi putut să scoată din talentul lui. Asta și forță, și talent, și personalitate. E povestea multor fotbaliști români, din păcate. Da. De ce? Nu știu dacă vom afla vreodată. Da, acum jucătorii sunt diferiți. Că nu au aceeași personalitate, sunt mai fragili, abandonează ușor la dificultăți. El nu face parte din categoria asta. Cum mulți dintre fotbaliștii din perioada de după căderea lui Ceaușescu, okay, venind de acolo și ducându-ne până spre 2010-2011, am avut jucători cu altă gen de personalitate. Poate începând de prin 2007-2008 am început să pierdem,
dar după 2013-14 așa ne-am dus în jos. Ne lipsește acest spirit de luptă, acest spirit de a te lua la trântă cu dificultățile, fie că vorbim de competiția cu ei înșiși, fie competiția cu alți jucători din echipa lor, fie cu adversarii. Poate că la un moment dat, nu știu, se va da un restart, un reset pe undeva și... Dar asta ar trebui să vină oricum din interiorul fiecăruia, da. Să își dorească mai mult de atât. E finalul, cu adevărat. Dar lasă-ne cu un mesaj pentru suta de ani a Rapidului pe care o împlinim în curând. Episodul acesta va fi difuzat înainte de 25 iunie. Eu pot spune că la 100 de ani nu poți fi decât mândru de ceea ce înseamnă Rapid și să trăiești cu speranța că Rapid va deveni din nou campion. S-ai gura urât. Îți dai seama, toți rapidiștii au zâmbit când vor zâmbi când vor vedea asta. E încununarea unei vieți de rapidist. Să-și vadă echipa campioană din nou. Să te vedem și pe tine cu floarul la gât atunci când vor lua campionatul, să te bucuri pentru câștigarea campionatului alături de noi, nu știu, chiar dacă nu mă vezi vedea, chiar dacă nu mă vezi vedea cu fularul la gât sau nu mă vezi vedea, un singur lucru e cert, că în sufletul meu voi fi mulțumit. Răzvan, îți mulțumesc. Știu că ai programul foarte încărcat și chiar îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru noi, pentru rapidiști. Ei se vor bucura cu siguranță și sunt convins că am fi putut să vorbim încă vreo două zile, ai atâtea povești. Da. Poate ne mai vedem și vara viitoare să continuăm de unde am rămas. Mulțumesc. Vă salut. Mulțumesc și vouă, dragi rapidiști. Acesta a fost al doilea episod din Podgrand. Până data viitoare, hai Rapid!